Tinerii care provin din centrele de plasament ar putea beneficia începând cu anul viitor de un program integrat care presupune plata chiriei pe o perioadă de 2 ani. Ministrul spune că acest proiect reprezintă o soluție pentru tinerii care părăsesc la vârsta de 18 ani centrele de plasament și care după această vârstă sunt lăsați într-o zonă lipsită de sprijin, nepregătiți pentru ceea ce înseamnă societatea și viața independentă, scrie news.ro. Proiectul va integra tinerii inclusiv în învățământul dual și va include și asistență de consiliere pentru aceștia.